Iată-ne din nou împreună, ce mă bucur, ce mă bucur! Am primit o nouă provocare de la Teo, am primit un nou coș, sper că ați urmărit până acum cu ce ne-am ocupat, nu? Ați văzut că atât eu cât și Teo preparăm tot felul de rețete interesante cu ingrediente pe care le puteți găsi peste tot. E foarte ușor, rețetele sunt sănătoase și delicioase. Bun, avem un coș plin cu chestii, Coca-Cola, avem pastărnac, portocală, orez brun și salată verde, iar eu am să completez această listă cu alte ingrediente la fel de interesante ca cele pe care mi le-a trimis Teo. Avem pătrunjel, ricota sau puteți să folosiți urdă, usturoi, alune, sare, piper evident, un pic de miere, pa-pa, ceva verdeață foarte bună, așa, ulei de măsline și aceto balsamic. Haideți să vedem la ce m-am gândit. Mergem mai departe, trebuie să fierbem orezul aproximativ 25 de minute să fie al dente și apoi să punem un pic de ulei de măsline într-o tigaie. Foarte, foarte, foarte puțin ulei de măsline. Trebuie pastârnacul să-l opărim, deci să nu fie crud. Așa. Adăugăm în tigaie peste ulei de măsline usturoiul care trebuie să fie pisat. Așa. În plus punem rozmarin, câteva frunze verzi, ace. Și apoi adăugăm sare. Opa! Excuse-moi! Așa. Jumătate din cantitatea de coajă de portocală rasă. Ba, ce bine miroase! Ce păcat că asta nu se poate filma. Adică nu putem să captivăm, să captăm, pardon, nu să captivăm, de captivat vă captivăm, sper, dar să captăm mirosul. Și adăugăm în tigaie pastârnacul care trebuie tăiat rândele, așa, și un pic opărit. Se lasă acum câteva minute în tigaie. Și acum pregătim ricota. O facem așa, păstoasă, ar trebui să fie păstoasă. Dacă aveți un mixer, puteți să le folosiți liniștite. Punem puțin ulei de măsline și sare. Acum trebuie să facem un sos, facem suc de portocale. Folosim zeama de la o jumătate de portocală sau o portocală, acum depinde de cantitatea pe care doriți să obțineți. Amestecăm restul de coajă de portocală care este rasă. Punem o linguriță de miere, miere de țară. Special pentru filmarea asta. Așa. Adăugăm un pic de oțet balsamic. Sare, evident. Piper. Și ulei de măsline. Amestecăm bine, bine, bine până se omogenizează compoziția. Aproape suntem gata. Amestecăm acum orezul brun care este fiert cu pastârnacul și apoi cu salată verde și iată cum rețeta noastră capătă forma finală. Așa. Amestecăm așa cum am spus, orezul cu pastârnacul. Da, ce bine miroase. Mi este foarte foame. Adăugăm aici ricota. Salata verde, eu o rup, nu o tai de obicei. Punem dressingul. Amestecăm compoziția. Punem alunele care sunt prăjite. Portocală.
imediat suntem gata. Și pătrunjelul. Bun, acum am amestecat ingredientele. Salata noastră este gata. Este o salată deosebit de bună. Putem să o servim împreună cu familia, cu prietenii, la cină sau la prânz, depinde când doriți. Cam așa arată la final, un pic de pătrunjel și putem să punem și o felie de portocală pentru culoare, așa, și pentru gust. Bun. Ha! Gata! Am terminat și cu această rețetă, mă bucur foarte mult că mi-a ieșit foarte bună, n-am gustat-o încă, dar sunt convins, am văzut cam ce am amestecat și continuăm cu o provocare pe care vreau să o lansez eu de data aceasta lui Teo. Draga mea Teo, iată ce ți-am pregătit. Lapte, ouă, vanilie și ceva bun de băut. Aici. Să te văd în acțiune. Eu mă pun pe mâncare.